Această afacere am început-o în 1996. Lucram la un fost IAS care s-a desființat. Am luat în primă fază 50 de hectare de plantații în arendă. După care, anii următori, ne-am împrumutat, am cumpărat terenuri și ne-am dezvoltat privat, ca să zic așa. În 2002 am venit la altă societate care a fost divizată din societatea mare și în 2004 am preluat pachetul de acțiuni de la Agenția Domeniilor Statului. Ulterior am încercat să ne dezvoltăm, am plantat vreo 7 hectare de plantație măr intensiv pe o altă locație în comuna Mușătești, la 15 km de aici, și am lucrat ce am avut preluate de la ADS. Am avut câțiva ani dificili, ba grindină, ba probleme de piață, și acum suntem un pic mai optimiști pentru exercițiul viitor să reușim să atragem ceva fonduri, să ne facem un depozit cu atmosferă controlată, să mai plantăm niște terenuri care le avem libere, eliberate, defrișate practic de vechile plantații. Am văzut un spot publicitar, am contactat pe cei de la Microcapital, am găsit înțelegere, operativitate, flexibilitate, zic eu, cu plata ratelor la recoltă, chiar și dobânda, odată cu ratele nu lunar, cum se practică de obicei, și ne-a ajutat destul de mult. Noi, din punct de vedere financiar, nu stăteam extraordinar și la dânsi am găsit înțelegere cu un gaj aferent. Banii au venit destul de repede. Aș recomanda oricui vrea să facă un împrumut, să zic, pentru, mai ales pentru un credit curent, pentru că să lucrează operativ. Vrem să facem un proiect mai mare, pentru că altfel proiecte mici puteam să luăm și până acum, dar vrem să facem un proiect mai mare, integrat. Și alte finanțări, în afară de Microcapital, nu avem. Fondurile APIA și ce am luat de la Microcapital.